să te intri în comuniune și să primești darșa sau înțelegerea, tu trebuie să benucrezi ochii pe mine și să nu gândești. Aici trebuie să ajungem. Să nu gândești, să-ți poți opri mintea și să-ți faci o introspecție, să te vezi în contextul în care eu îți vorbesc. Să vezi ce simți la cuvintele care mi-e mie pe gură. Cine simte asta? Orice simți negativ vis-a-vis de ce mi-e mie pe gură, automat ego, dai la o parte. Cedezi. Clar că si, te afli în fața unei ființe care vorbește de dincolo de minte. Tu, practic, te afli în fața lui Dumnezeu în curul gol. Ce să comentezi? Cine poate să-i comenteze lui bunul Dumnezeu? Numai un ego. Tu ca ființă nu asta vrei. Tu ai venit aici ca să devii bine cu tine însuți. Păi tu o să te faci bine cu tine însuți dacă cedezi. Îi cedezi lui Dumnezeu. Te lași în voia Domnului. Dacă te uiți în toate direcțiile în timp ce îți vorbesc sau în timp ce îmi răspunzi tu, la revedere. E clar că e tot ego. Nu mai e ființa. Ce să mai vorbim de sine. E tot ego. Și nici nu mai contează ce spui. Tot ce spui e prost. Absolut tot este egotic. Inclusiv să zici, mă, ce bine zici tu aici. Da, așa e, sigur. Ce e asta? Îți tot părerile minții. Că atunci când ești sine, n-ai nimic de zis. Că tot este clar. Ești acasă, liniște și pace, n-ai nimic de zis. Te bucuri doar de prezența altui sine, cum s-ar spune. Adică suntem în sinele nostru. Nu mai e nimic de zis. Păi nici nu e nimic de zis. Doar ne trăim, trăim clipa așa cum vine. Dacă cuiva îi vine să vorbească în timp ce stă de vorbă cu mine sau eu îi vorbesc, ăla e ego total. No, ăsta trebuie să-l vadă. Care păreri, pozitive, negative, are doar păreri. Pe ăsta trebuie să-și facă să tacă. Gălăgia asta mentală trebuie să-și o tacă. Trebuie să cedeze. Indiferent ce mi se mie pe gură. Pentru că trebuie să fie conștient că ce mi-e se mie pe gură tot timpul se ajustează la reacțiile tale. Ăla care vorbește cum stă de vorbă cu mine sau intră în comuniune cu mine. Și ca să ajungă înțelegerea propriului sine în tine, asta nu vine mental. Nu, cum i-a zis, cuvintele, creierul tău procesat, mintea ta o înțeles și tot e bine. Nu e înțelegere mentală. Adevărul și darșa și înțelegerea vin pe lângă minte, prin minte. Vin în conștiință și se duc direct în suflet. Vin din existență, prin gura mea și se duc direct în sufletul tău, în sine tău, așa te recunoști. Orice altă zbatere, mișcări de ochi sau vorbire arată că tu nu ești prezent, nu ești total aici. Eu sunt aici pentru tine. Și atunci nu are cum să intre înțelegerea. Și nu are cum să intre înțelegerea decât cea mentală. Și cum îți dai seama diferența între înțelegere și înțelegerea, în ghilimele, mentală? Când ai ceva de comentat. Când vezi că e cineva de comentat acolo. Și guru, maestru iluminat, te vede că ți iese pe gură prostia. Și tot ce zici e o prostie. De aia zice Osho. Într-o comuniune, maestru vorbește, discipolul tace. De ce tace? Ca să poată ajunge înțelegerea în el. Dar tace, dar face într-un fel o introspecție cu el. Ești cu ochii pe mine, deci păstrezi, ești pe flow-ul meu. Și în același timp vezi ce se întâmplă în tine. Îți aduci aminte de sine, cum ziceam eu pe Dantra. Vezi ce ți intră în conștiință. Vezi ce se întâmplă pe acolo, cu ce-o intrat în conștiință. Cu înțelegerea, ce vine prin gura mea. Și rezultatul iese pe gura ta, din conștiință. Sau mental, gândești ceva. E, dacă ce iese mie pe gură intră în conștiință la tine și așa și iese pur, așa cum se întâmplă cu mine, la mine intră și iese cum a venit, prin individualitatea mea, evident, stilul de vorbire, mimică, mă rog. Dacă ea iese din tine așa cum o și intrat, pură, aia e înțelegerea și aia se duce direct în ființă. În momentul ăla devii sinele. Problema e că tu ai de comentat. Omul nu conștientizează că în momentul în care a intrat prin minte, în conștiință, adică adevărul, el stă și comentează. În cea mai mare parte comentează în subconștient, în fundal, nu-și dă seama.
Bun, mai ai un moment în care poți să te prinzi. Când deschizi gura și începi să zici: da, știu și eu asta, am mai auzit-o la Osho. Cine vorbește? Cine zice asta? Ea are minte, ea are ego. Ziceam, cum îmi intră mie în conștiință adevărul din existență și mi iese pe gură nealterat de mintea mea, deci clar la minte, mintea tace, așa trebuie să intre și la tine și să iasă nealterat de ego și mintea ta. Procesul ăsta se numește adu-ți aminte de sine și fă-ți introspecția instant live cu mine în acest prezent. Deci vine ca două valuri, intră și iese. Atunci, abia atunci ai comuniune, abia atunci ai înțelegerea, e perfectă. Că ai înțeles și tu ce am înțeles și eu ce mi iese pe gură. Oricine comentează aici ceva, e în partea ta și este ego. Și trebuie văzut. Trebuie Asta văzut. e introspecția, antrenamentul care face fiecare cu el însuși. Să se vadă, să vadă asta, comentatorul, gânditorul. Și să vadă și să cedeze. Nu Da. să vadă și să comenteze, să-și dea cu părere. Pe mine chiar mă interesează, pe mine, Dan, Daniel, mă interesează că tu ai citit 15 cărți de Osho, 7 de Băla, Krishnamurti sau... Pe mine practic nu mă interesează că eu sunt cedat în momentul în care îți vorbesc, mintea îmi tace. Eu n-am nevoie de informații. N-au niciun sens. Și nici pe tine nu Și te pentru ajută pe el, nimic. da. Și Osho zice, când vii la mine, lasă deoparte preocupările, lasă-ți deoparte tabieturile, uite că ești însurat, ai nevastă, copii, ești bogat, sărac, ai probleme în viață, lași totul, vii la mine și stai cu minte și doar intri în comuniune cu mine. Ești ascultare pură. Nu distorsionezi ce mi iese mie pe gură. Asta este comuniunea perfectă și abia așa poți tu să urci. Pentru că doar așa poți să vezi un ego. Și într-o comuniune există doar un singur ego. Live, atunci, în prezentul ăla, al discipolului. Deci, avem de lucru cu ăla. Eu îl văd prin ce ție se ție din conștiință pe guriță, că ce gândești, eu nu pot să-mi dau seama decât dacă verbalizezi. Trebuie să fie văzut de tine. Dacă nu-i văzut de tine, e stâmpenii. Oricum e stâmpenii. Eu sunt așa de, am ajuns să fiu așa de subtil și de rapid sau și de instant, încât văd și prin când te uiți în altă parte sau prin toate gesturile posibile pe care le poți face în tu, în lumea asta fenomenală, eu îmi dau seama unde ești. Băi, ești pe flow cu mine. Adevărul care îmi intră în conștiință mie, îți iese ție pe gură. Înțelegerea aia. Nu iese orice altceva este ego. Absolut orice. Asta e spiritualitatea. Da. Fuck. No, cândva mă tăm Iran. Când mi ieșeau chestii din astea pe gură. Înțelegi? Nu pot fi tăți guru. Dacă ar fi tăți guru, ar fi lumea perfectă. Și soarele a ieșit dintre nori când am început să vorbesc. Cel mai important e când tac eu, să taci cu atât mai mult tu, să nu gândești nici tu nimic. E, nu, aici, pentru asta trebuie ceva timp. Și eu numai de vreun an de zile reușesc. E grele astea cu spiritualitatea, dar e frumoasă. E frumoasă. Singura muncă sau joc care merită făcută în lumea asta. Și după ce ai scăpat de mine, băi, totul pare mai frumos și mai luminos după ce ai reușit să scapi de mine, știi? Liniștea ta când ai scăpat de mine, ai ieșit afară, ai văzut o frunză, hoai de pula mea o frunză! Și minunată ce ramificații are, ce nervuri, ce culoare, cum lucește lumina soarelui, minunat, totul, hoai, ai tot ego, nicio problemă, dar e un ego fericit. Deja ai devine ego mai bun, vede lucrurile mai clar, mai... S-au deschis ochii. Începe să vadă prezentul. Deci dacă există vreo metodă, e asta. Cel mai important lucru este ce faci tu în comuniune cu mine, în relație directă, pentru tine.
să te pot corecta. Că observ că trebuie corectat. Orice ego trebuie corectat. Tu nu știi singur. Și aici intervine și contează cel mai mult atitudinea celui care vine. Să aibă atitudinea potrivită. În primul și primul rând să fie sincer. Dar cu el însuși. Mă auzi vorbind, clar că îți vin gânduri, că așa a fost și eu, toți am fost așa, că niciunul nu... Toți ne-am născut iluminați, dar ne-am prostit între timp, cum s-ar spune. Și acum toți avem un ego. Și eu am fost pe drumul ăsta, știu despre ce e vorba. Deci nu trebuie să zici, fai, dar vin gânduri în pula mea, ce n-aș pe ăsta, sau și ce dacă... Trebuie să vezi pe exact ăla care vorbește în capul tău. Reacțiile tale. Reacțiile mele sunt exact ce îmi vine. Ce îmi vine și iese. Ăsta e adevărul. Chiar dacă acum urlu la tine sau nu. Trăiesc ce îmi vine. Ca să ajungi și tu să poți trăi ce-ți vine, trebuie pula mea să stai cu ochii benoclați la mine, atenția să fii aici, să intri în comuniune și să te vezi pe tine. Ce-ți vine ție. Păi îți vine să mă combați, îți vine să-ți dai cu părere, să zici, bă, ce bine zici, Daniele, ești minunat. Cine pula mea asta? E tot un ego. Lasă dracului și pe ăla, observă-te. Din conștiința ta trebuie să iasă ce mi-a ieșit mie pe gură. Orice altceva este tot ego-ul tău. Ai dărlit ceva, te-am prins. Aici nu ne jucăm. E totul sau nimic. No. Și chipuiesc că prima dată aplic pe mine. Am aplicat pe mine în timp asta. Mi-a luat 4 ani plus un an mai deep. Să-mi dau seama. Trebuie să aplic pe mine prima dată. Dacă nu sunt eu bine, nu pot fi poarta, nu sunt cedat, pula pot da mai departe. Ce pretenții să am de la tine? Păi și tu ai scăpat, poți să te dai cu părere. Păi ce facem aici? Într-o comuniune există un singur ego, al tău. Dacă sunt cumva două egori, aia nu mai e comuniune. Aia e orice altceva. Comunicare. Aia e chipcet. De la minte, la minte. Aia, din punctul meu de vedere, este chipcetul adevărat. Știi ce minunat? Fiecare suntem unic. Fiecare avem individualitatea noastră. Aia trebuie să ne-o regăsim. Sinele exprimat prin individualitatea proprie. Bă, ăla trebuie să-l găsești. Și cum sunt foarte puțini ăștia cu vorbirea de dincolo de minte sau chiar iluminați, înseamnă că toți ceilalți trebuie să știe locul. Pornești de unde? Sunt un căcat de ego. Bun, rău, n-are importanță, tot ego-i. Așa am devenit. Bine am fost până la 2 ani, era minunat, era fain, eram existența pură exprimată în lumea asta fenomenală printr-un plod, prunc, ce vrei tu, pur, nealterat. Înțelegi ce important e să-ți tacă mintea când ești în comuniune cu mine? Dacă ție îți tace mintea cum îmi tace mie, ce vine din existență curge prin gura mea fără să comentez eu nimic aici, să pun de la mine, să ajustez, intră tine. Și iese același lucru. Ce? Tot adevărul. Cum se poate face asta? Doar dacă tu îți taci mintea. Păi până îți taci mintea, cedează-mi și vezi-te. Vezi comentatorul ăla dintr-o tine. Cu ăsta ai de muncă. Și atunci, dacă îți taci mintea, adevărul ce mi-a se mie pe gură trece prin tine, ființa ta trăiește, îl înțelege și ești perfect atunci, bine cu tine. Bine, asta e pe puls, obține puțin. Dar pentru asta mintea ta trebuie să tacă, să nu-și dea cu părerea, să nu muncească. Din păcate, ea e dominată de ego. Și atunci vor fi părerile ego-ului, oricare ar fi ele, pozitive, negative. Tot păreri sunt și sunt ale ego-ului. Mintea trebuie să funcționeze doar ca să te descurci în viață. E un procesor cu care te descurci în viață. Ăla e rolul ei. Să asculte de tine cum ar veni, de ființa ta. Iar când ești într-o comuniune cu mintea ta, ca și mintea lui, trebuie să tacă. Aici e munca fiecărui om, să ajungă să-și tacă mintea. Și să vadă pur și simplu că ce iese pe gură este același lucru care i-a intrat în conștiință. Absolut orice altceva este alterare a ego-ului prin minte. Ego se folosește de minte. Ce-i cedarea? Tăcerea minții. Să realizezi că tace mintea, că la
Mai încolo, cu cât evoluezi spiritual mai mult, mintea ajunge să tacă prin sine. Și atunci tu trăiești viața nemijlocit. Nu mai e nevoie de un maestru, nu mai e nevoie de unul care își tace mintea să vină, să vadă adevărul așa cum e în prezentul tău. Tu trăiești direct, nemijlocit, existența se exprimă prin tine. Și trăiești adevărul prin tine și așa îți iese. Și trăiești conform astăia. Ce ți intră, îți iese din conștiință. Prin individualitatea ta, evident. De aici nu merge faza cu metode, tot să facem aceeași metodă. Mm-hmm. Nu ți se potrivește. Un guru zice să, sau din ăștia, afă-ți, apasă-ți, nu știu ce centri, ție nu-ți cade bine. Dar poate îți vine altceva să faci, aia îți cade bine. E prin individualitatea ta, fiecare om este unic. Doar ego e același. Îți gândeau pauze din astea, posibil nu vine nimic. Nu vine nimic, nu zic nimic. Îmi văd de treaba mea.